Ghișeam aș pe tine de taximetrist cu capul în nori. Tu nu vezi, tu nu vezi ce faci? Luca sparge roți. Dragoș, ce n-ai bani faci? Bă, lăsați cu taximetrist. Bă, lăsați. Bă, pe tine că ai pornit taximetrul ăla și m-ai taxat cu mai mulți bani de astea. Dragoș, fondul de pești. Dragoș, luați-l pe ăsta de aici. Bă, Dragoș, bă, băieți, bă, calmați-vă puțin, bă, stați, bă. Nici măcar n-a venit cu taxiul aici. Stați așa puțin. Eu sunt Tony. N-a venit cu taxiul? Nu, omul ăsta stă aici de când am venit noi, a venit cu autocarul din spate. Ah! Bă, nu. Seama aș pe tine că nu ne-a dus bine cu fondul tău de pensie. Luca, sparge roata din spate. Bă, calmează. Mai accelerează. Îl țin. Dai, sparge. Întârziem la avion, întârziem la avion. Bă, Dragoș, bă, Tony, bă, ține-l mă pe băiatul ăsta, măi, ajută-mă să luăm. Eu sunt Tony. Tony. Bă, Tony. Așa, Tony, bă. Hai, Tony, eu sunt Tony. Scoarge parbrizul. Bă, calmați-vă, a venit securitatea. Bă, Dragoș, a venit securitatea. Aolo, Luca, ridică mâinile ca să te ții în mașină. Ce faci? Băi, stai departe. Trag, nu mă fă că trag. Nu îndrezni. Da, na, hai mă, dacă te ții. Trag. Pișeam aș pe el. Mă doare jumătate mușcă tretiv și jumătate falcă. Mi-a făcut o roșie ca ananasii. Pe mine m-a lovit mai tare. N-ai văzut cum a dat cuvânt spre mine? Bă, copii, bă, voi nu sunteți în regulă, mă. Ați apucat să săriți și să scuipați tot pe aici, mă. Era clar, mă, că vine cineva. Mă mir cum de încă ne mai lasă să zburăm. Tu ești singurul care nu o făceai. Tu ești diferit pentru noi. Da, și nici nu scuipăm. O singură vacanță mi-am dorit, să mergem cu toți împreună. Într-o singură vacanță mi-am dorit și deja văd că începem cu stângul. Hai măcar să ne luăm biletele și să ne urcăm în avion, dracului odată. Da, căprioara mea, da, ce căprioară sălbatică, poți să fiu elanul tău? Să facem doi copii, să-l facem și pe la elan? Sunt băiat. A, deci ești leuai, că vin și eu să fiu leu tău. Așa, mâr, ușor. Dar de ce paza, doamnă? Ziceți-mi și mie. Eu sunt aici cu intenții bune să vă scor la un colț de pâine, la colț de stradă. Mai ușor, doamnă, vă rog eu frumos că mă apăsați pe inimă, doamnă. Eu vă dau inima mea ca să o încălziți, nu soarte, doamnă. Mă scuzați? Ești în aeroport acum. Și ce, doamnă? Și în aeroport se găsesc femei frumoase ca dumneavoastră. Sunt băiat. Vai, da, ce avem noi aici? Văd că e plin de căprioare, bine că mi-am luat Alicia. Ți-am zis, sunt băiat, chem paza, că-ți mai bați mult joc. Dragoș, cine naiba ți-a spus ție că poți să iei biletele unul la mână? Și de ce te dai la un bărbat de 40 de ani la casă, în aeroport? Pentru că e o femeie frumoasă. Dragoș. Independentă. Dragoș, te rog. Baza. Vă rog, domn, vă rog frumos. Tony, rezolvă problema, Tony, te rog. Tony, eu sunt Tony. Tony. Spuneți, atâta vreau să-mi spuneți. V-ați adus pașapoartele. Tony. Ce e ăla? Eu am cardul de la Kaufland, mă descurc cu ăla. Domnul, vă rog frumos, dacă se poate, aș dori 5 bilete, da, de spre insule, cu copii. Copii. Fără pașaport nu vă pot, da. Dragoș, dai cardul de la Kaufland și zic că e pașaportul, că nu o să-și dea seama. Ok. Bună ziua, doamna! Luați cardul de la Kaufland, sper să credeți că e un pașaport. Dragoș! Sper să... Da. Paza! Tony, Luca, Tony, sunt Tony. Am revenit de la baie, ce s-a întâmplat? Ce caută Tony acolo? Știam că Tony nu e angajat aici. Nu-i nimic, a stat liniștit. Acum Tony se cunoștea cu caserița și a zis că ne face discount. Tony? Caserița e Tony. Da, nu-i nicio problemă. Stai. Tony, eu sunt Tony. Tony, te rog frumos. 5 bilete, da, pe Aruba. La Aruba mergem pe insulă, ok? Eu sunt Tony. Bun. A zis că bagajele. A zis că trebuie să punem bagajele aici. Ți-a dus bagajele? Ce soare? Bagaje? Nu spuneți că ați uitat bagajele acasă. Erau valizele alea care am crezut noi că-s de decor. Da. Bagaje? Am vrut să mă dau pe ele, că aveau roți. Da, bă. Bă, ați uitat de bagaje, mă?
Dar v-am spus când am ieșit de acasă, Dragoș, ți-am spus ție, Dragoș, nu uita să pui toate bagajele. Cu cine au știut bagajele? Mergem în excursie, în vacanță, ne trebuie haine. A, deci dacă sunt așa de importante, Luca, hai! Hai, nu, bă, nu, hai. Nu, 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 nu. Dragul, nu, ce mai va faci? Nu poți să înlocuiești pe Luca cu un bagaj. Nu. Du-te, bă, pe bandă, du-te. Nu, nu, vă rog, Dragoș, nu, nu, din nou. Luca, nu, du-te, du-te, Luca, du-te. Luca. Tony, eu sunt Tony. E rapid. Păi vă dați seama tocmai ce am făcut? Tocmai ce ai făcut tu, Dragoș, l-ai aruncat la bagaje pe Luca, Dragoș. Păi, el deja acum e în avion, ne așteaptă. Haideți rapid. Bă, băieți, bă, hai mă mai repede, mă, la avion, că... Cine știe unde naiba-i Luca pierdut acum, pe la bagaje? Stai, că nu se grăbește nimeni. Domnul, un hot dog, domnul, un hot dog. Domnul hot dog, lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine, dă-te. Domnule hot dog, vreau și eu, vă vreau pe dumneavoastră, că arătați așa delicios. Bă, ce naiba faceți, mă, mâncați pe omul de la casă? Bă, Tony, bă, bă, Tony. Eu sunt Tony. Bă, Tony, nu și tu, bă. Bă, ce naiba faceți, mă, mâncați pe săracul? Bă, era un om, bă, la casă, mă. Ce naiba faceți, mă, acolo, mă, ridicați. Bă, bă. A, ce bun a fost. Ce bun a fost. Partea bună era că era și cald încă, că era în viață. Întrerupem programul foarte important, deoarece știri de ultimă oră. Domnul Busted Comendo și-a făcut contă Instagram. Îl aveți jos în descriere, dacă nu dați follow, Rufus moare. Bă, Dragoș, mă, ce faci acolo? De ce ai venit cu shawarma în avion, mă? Bă, miroase a usturoi peste tot acum, mă, zi și tu, bă, ceva, Tony. Eu sunt Tony. Tony, eu sunt Tony. Uite-mă, nu-i Tony. Mă, mie-mi place shawarma. Bă, de unde ți-ai luat, mă, shawarma asta, bă? De ce ne-am pus aici unul lângă altul când e gol tot avionul? Eu mai am o întrebare. Luca, oare e în aia de unde-i Luca? Oare e în aia de bagaje? Păi aia vreau și eu Tony? Să întreb. Unde e Luca? Am venit aici în avion ca să-l găsim pe Luca și el nu e nicăieri aici. Eu Luca! Sunt Tony. Eu sunt Tony. Tony? Tony, ce vrei Tony? Să ne zici, mă? Tony. Tony, eu sunt Tony. Bă, Tony. Tony. Bă, bă, ai Luca, mă, acolo pe geam. Bă, Dragoș, Luca! Bă. Bă, Luca! Tony! Luca! Ce caută ăla, mă, acolo, mă? Bă, bă, Dragoș, hai repede să mergem să-l salvăm repede dracului, că mă duc, bă, să găsesc o ieșire, mă duc să găsesc. Bă, mă duc să caut o ieșire, trebuie să scăpăm pe Luca. Hai, bă, repede, bă. Mă. Bă, unde mergi, Dragoș? Ce ne va face? Eu sunt Tony. Bă, nu știu. Băieți? Dragoș? Cred că l-am găsit pe Șofin. Bă, Dragoș, mă, bă, n-avem timp, mă. Șofin! Dragoș, n-avem timp, e Luca pe cealaltă aripă, trebuie să mergem să salvăm. Da, și e Șofin pe aripă asta, uite-ne puțin. Dragoș, Șofin! E un hodo care dansează pur și simplu, Dragoș, lasă-l în pace, probabil că e mascota avionului, pleacă, hai mă să mergem, mă, să salvăm pe Luca. Mă duc să-l împing. Bună ziua, domnule hodog, sunt un mare fan de al dumneavoastră. Eu sunt Tony. Uitați-vă puțin jos acolo. Du-te în ceva! Tony! Hai, bă, Dragoș, trebuie să... Bă, Tony, bă, Dragoș, hai, trebuie să mergem să salvăm pe Luca, mă! Stați puțin, că de la shawarma aia mă doare curul, stați puțin, trebuie să trag aici. Bă, Dragoș, asta... n-avem timp, mă, ce faci, te duci să te caci acum când e Luca pe... Dragoș? Să nu intrați acolo în viața voastră, vă zic eu. Eu sunt Tony. Bă, Tony, bă, ce... Ce naiba ai făcut acolo, mă, Dragoș, înăuntru, mă, l-ai speriat și pe Tony, prefer acum să stea pe aripă, mă, uite cum arată, bă, băiatule, l-ai traumatizat! Eu sunt Tony. Să zicem că am cerut cam mult sos tzatziki și na. Luca! 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 Eu sunt Tony! Luca, ce naiba faci, mă, aici pe aripă, mă? Du-te în ceva de om, că din cauza ta sunt aici, dansez de 30 de minute și vă aștept, țip în continuu și dansez ca să vă fac semnale. Din cauza voastră, trebuie să stau aici și cu hot dog-ul ăla pe aripă să balansăm avionul, că sunteți voi prea grași. Dragoș, nu cumva ai aruncat hot dog-ul ăla mai devreme? Ba da. Aolo, nu. Ce frumos a fost azi. Chiar mi-a plăcut vacanța. Nu știu de voi, dar mie chiar mi-a plăcut. Dragoș, ce naiba ți-a plăcut la vacanța asta? Am început cu stângul cu totul. Te-ai luat de taximetriști care pur și simplu își făceau munca. Te-ai luat de casierițe, ne-a urmărit paza.
Am sărit de pe avion aproape că am murit, nici nu știu cum am reușit să ajung aici, nici măcar nu mai aduc aminte cum am reușit să ajung aici. Și în plus, focă unde e? Spune și mie unde e focă, că nu-l văd deloc. A dispărut de la jumătatea excursiei, nu-l mai văd. A, păi, cred că l-am uitat acolo, în aeroport. A spus că vine imediat și s-a dus să se pișe după în avion și nu l-am mai văzut. Ferească sfântul! Deci mâine la aceeași oră, nu? Bă, ce naiba? Bă, cine i-a dat alcoolul Luca să bea? Cine l-a lăsat să bea alcool? Eu l-am lăsat. Ba, se sufocă, mă, scoate-ți-l de aici, mă, Toni, vino cu acea, mă, să ne ajuți, mă, scoate-ți-l de aici. Bun, dragii mei, mulțumesc că ați fost alături de noi, sunteți super duper minunați ca de fiecare dată. Like, subscribe, share și comment, nu uitați și ne vedem tura viitoare. Pupici cu sclipi. Intrați pe Discord!